să dau cuvântul domnului Călin Rangu, directorul de la ASF, președintele ISF și vicepreședintele a InsurTech Task Force AEOPA. Vă salut, domnule Rangu. Vă salut. Subiectele dumneavoastră sunt așteptate cu interes și aveți și întrebări deja. Mă rog, au fost și subiecte foarte multe discutate deja, deci o să încerc să fiu destul de punctual ca să nu reiau experiențele profesionale ale colegilor din panel, care sunt într-adevăr experiențe ale unor oameni care au trecut zeci de ani de zile prin managementul sistemelor informatice și de securitate, și acest lucru se vede și în companiile în care au lucrat și în care lucrează în prezent. Din perspectiva SF-ului, lucrul la distanță este implementat. Eu acum sunt la birou, dar sunt singurul din direcție. Toți colegii lucrează doar de acasă. Avem un portal implementat în anul 2016, avem semnături digitale, semnăm toate documentele digital, se transmit automat către exteriorul autorității, primim automat prin intermediul portalului solicitări. Deci, din perspectiva asta, poate fi un exemplu. La nivel de piață, zona de informatizare a fost stimulată de aplicarea normei 4 din 2015 a Autorității de Supraveghere Financiară, a fost premieră pe piața financiară bancară, aparite acestei norme referitoare la riscurile operaționale generate de IT, care au impus la nivelul operatorilor, firme de asigurări ale pieței de capital și ale administratorilor de pensii private, obligație de a implementa standarde și a profesionaliza domeniul informatic. Una din marile probleme, noi vorbim de securitate, dar cele mai mari probleme de securitate sunt cele generate de implementarea și managementul IT defectos. Degeaba pui soluții de securitate, pui firewall-uri, ții antivirus, dacă tu nu ai o arhitectură corespunzătoare, nu te-ai gândit la proiectarea arhitecturii respective cu elemente de securitate de la început și cârpești în momente de criză. Este foarte clar, criza și COVID-ul este un factor stimulator în acest moment pentru a implementa soluții tehnologice noi avansate și un moment unic de care trebuie profitat. Pe altă parte, și o implementare grăbită și necorespunzătoare va crea foarte multe probleme în viitor, pentru că mai bine nu informatizezi deloc decât să informatizezi prost, deoarece haosul va crește exponențial și nu gradual, cu lipsa de control pe care nu o mai ai. Revenind pe zona de companiilor din piața financiară nebancară, acestea au implementat soluții noi și tehnologii inovatoare în zona de constatare a daunelor, de exemplu. Pentru că sunt foarte multe accidente, vă dați seama, să te plimbi în perioadă de criză cu o mașină accidentată este destul de greu, iar constatările de daună se realizează în acest moment în proporție destul de mare online. Pe partea legislativă mai sunt lucruri de îmbunătățit, inclusiv în zona de păstrare a documentelor și a urmelor a tuturor tranzacțiilor și operațiunilor care se realizează online. Deoarece unul din principiile supravegherii este principiul documentării și toate companiile în piața financiară, toate societățile din piața financiară de bancară trebuie să documenteze toate operațiile. Dacă tu informatizezi, de exemplu, trimiți doar un fișier semnat electronic și îl pui pe un calculator care eventual hardiscul se duce, acel document avea o valoare juridică, o valoare legală, el se poate pierde. Deci dacă nu mergem până în profunzimea subiectului și să înțelegem toate nivelurile arhitecturale necesare pentru a fi implementate într-o astfel de abordare a informaticii și a securității într-un mod agregat, vor apare foarte multe fișuri. Avem soluții și pentru aceste fișuri, tot fiind în zona de asigurări, ar fi interesant de analizat în această perioadă câte companii s-au gândit să-și iau asigurare de risc cibernetic. Este foarte clar, am trecut tot în mediul online, în mediul digital. Riscurile sunt evidente, nimeni nu este garantat 100%, riscurile au crescut, colegii au menționat anterior că toate deficiențele anterioare care erau reduse acum sunt multiplicate. Cei care știu să profite de aceste vulnerabilități vor profita. S-a gândit cineva să-și acopere aceste riscuri din perspectivă financiară, cel puțin cu asigurare? Pentru că e clar, nu o să poți niciodată să-ți asiguri aceste riscuri 100% din perspectivă tehnică. Există asigurări de risc al managementului profesional pentru decizii de management, dar nu acoperă deciziile luate, mai ales în astfel de perioade tumultoase, cu o informatizare rapidă,
asiguratorii stau la dispoziție pentru a oferi astfel de asigurări de risc cibernetic, mai ales fiind în zona de financial intelligence, în domeniul financiar, sub egida financial intelligence, și îi felicit pe colegii, pe colegele de la financial intelligence pentru această inițiativă. Implicațiile digitalizării trebuie să se vadă și în zona aceasta de preluare a riscurilor digitale de către asiguratori și o promovare și o stimulare a asigurărilor de risc cibernetic la nivel național. La nivel european, în Statele Unite, acestea sunt destul de cunoscute și populare. În România, din păcate, suntem în urmă cu acest subiect, dar poate și acesta este un moment bun de a fi demonstrată o astfel de discuție interioară separată. Deci, revenind, piața financiară nebancară este pregătită datorită implementării acelor reglementări din anul 2015. Există procese puse la punct, procese s-au bazat plecând de la trei standarde: ISO 27001 privind managementul sistemelor, securității sistemelor informatice, ISO 20000 pe partea de procese, lucru care este esențial, nu poți să informatizezi ceva dacă nu ai procesele bine puse la punct, și indicatorii de monitorizare, indicatorii COBIT pentru a identifica la nivelul fiecărui proces în punctele de risc. Trebuie să extragi indicatori de performanță ai procesului care se transformă în indicator de risc pe baza cărora, la nivel financiar, atât în societățile nebancare, dar și în zona bancară, se stabilesc activele care acționarii trebuie să aducă de acasă, banii pe care îi pune separat pentru a acoperi riscurile. Și cu cât aceste riscuri sunt reduse, acționarii aduc mai puțin bani, sunt mai mulțumiți de activitatea din România. Și practic banii investiți pot să fie investiți în domeniile de dezvoltare și nu pur și simplu în a acoperi riscuri, în care domeniul specialiștilor în management IT, în domeniul informatic, ar trebui să-l acopere fără să solicite acoperirea riscurilor cu bani externi. Deci foarte rapid câteva elemente care am vrut să le menționez. Noi am lansat în martie, pe 24 martie, și o alertă la nivel național, a fost sincronizată cu alerta la nivel european în domeniul financiar nebancar. Ați menționat de EIOPA, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii. I-au lansat o astfel de alertă pentru că la nivel european, în România nu avem refere și exemple în acest moment, dar la nivel european s-au constatat destul de multe tentative de fraudă, phishing, mai ales datorită acestui context al COVID și al trecerii în online a activității de asigurări și de lucru al angajaților. Da, practic ați abordat foarte bine un subiect despre care privitorii noștri întreabă dacă piețele de asigurări sunt pregătite cu produse care să acopere riscuri cibernetice și frauda electronică. Nu sunt foarte pregătite, dar sunt oferte pe piață. Deci dacă nu sunt companii românești, aici trebuie să vedem că suntem într-o piață europeană integrată. Avem companii românești de asigurări, sunt două sau trei companii care oferă ele însuși astfel de produse. Dar prin brokerii de asigurări, care acoperă de fapt 63% din vânzarea de asigurări în România, ei au contacte cu asiguratorii din străinătate care au astfel de produse. Deci nu este o lipsă de produse, deci pot contacta mai mulți brokeri care sunt specializați în astfel de servicii. Și dacă nu se găsește de la un asigurator din România, ceea ce ar fi păcat, dar se poate întâmpla, se poate merge către un asigurator din străinătate pe Freedom of Service sau Freedom of Establishment. Mulțumesc. Și de aici o întrebare cumva derivată și de fapt se adresează tuturor participanților acest panel. În ce măsură pot fi făcuți angajatorii responsabili în cazul unui atac cibernetic atunci când atacul are loc de pe calculatorul unui angajat care lucrează de acasă, în momentul în care, să zicem, toată instruirea a fost făcută și angajatorul și-a luat măsurile? Cum se balansează? Cum se rezolvă problema asta din punct de vedere al să zicem, al vinovăției, în ghilimele, că nu umblă nimeni după vinovați, dar vinovăția se stabilește în urmă de alte instituții și sunt tools-uri. Normal ar trebui să existe un sistem de logare a tuturor operațiunilor și să se vadă foarte clar a cui a fost vina. Iarăși, partea de logare nu s-a discutat anterior,
Dar cred că o înregistrare a tuturor operațiunilor care se realizează la nivelul sistemelor informatice în medii nerepudiabile pentru a putea fi verificate în situația în care apar astfel de incidente ar fi foarte important. Pentru că atunci vezi unde este problema, e la nivelul angajatorului sau la nivelul angajatului. Aici iarăși revenim și am menționat, există asigurările care sunt pentru riscuri profesionale. Dacă nu faci fraude, nu faci hoții, o asigurare profesională, o eroare profesională poate fi acoperită de astfel de asigurări. Da. Da, vorbim de cazul în care instituția sau compania și-a luat măsuri, a instruit angajatul, are măsuri de securitate tehnice și procedurale. Cu toate acestea, lucrurile se pot întâmpla. Cam asta e. Chiar dacă și angajatul a respectat, lucrurile se pot întâmpla. Da. Folosit în domeniul supravegherii la noi, noi vorbim foarte mult de raționament calificat în tot ce facem. Deci când mergi în control la o companie, oricare ar fi ea, cel care se duce acolo, funcționarul, trebuie să aibă un raționament calificat. Deci trebuie să aibă criterii și să fie calificat în a analiza. Lucrurile nu sunt albe și negre, tot timpul trebuie să vezi exact care este balansul între o vinovăție a unui om sau pur și simplu niște lucruri care au scăpat sau care automat pot să scape pentru că nimic nu poate fi asigurat 100%.